Bună seara, dragi mondeni și stimați telespectatori! Sătul de dansat și sătulă de surprize, Ștefan și Andreea se bucură de o zi superbă în aer liber. Doamne, Ștefane, ce idee trâmpită ai avut cu înghețata asta pe minus 5 grade? Mi se strepezesc dinții! Acum nu mai mânca, baby! Poftim? Acum că mi-am atâsat poftele, mi-aș mânca 5 tonii! O să te îngrași! O să ajungi botul la spital! Ia dă și înghețata ta! Dacă vrei două, trebuie să cer două de la început, baby! Dacă nu-mi dai și înghețata ta de bunăvoie și neasină de nimeni, scui pe ea și tot o mănânc! Hai să o luăm și pe asta! Ești o hienă! O zână, dragă. Baby, o zână. Baby, o zână nu mănâncă până trebuie să faci bagheta magică în ea ca să nu crape. Gata, nu mai mănânc. Bună ziua. Comisarul Stoica de la omucideri și violări nu e, le fac eu doar la închetez. Documentele dumneavoastră. Iar să-i umblestem, baby. Ei bine, cum nu-l cunoaște, este chiar el, dar dansez pentru tine, nu-i așa? Eu nu mă uit la televizor decât la tânăr și neliniștit. Jucați în el? Eu nu. Nici eu. Ce, să o mai lungim? De ce aruncați nenică gunoaie pe jos? Iată. Mai ales dumneata, care ești ambasadoarea UNICEF al Pește Prăjit. Ei bine, iată acum aici. Aceasta este o greșeală. O greșeală? Din greșeală? Da. Dar dacă fac și eu din greșeală chestia asta... Ștefane! Ce facem? Ce să o mai lungim? Aruncați gunoaie pe jos. Cine vreți să ne strângă gunoierii? Că sunteți voi mari vedete. Gata! Vă condamn la o zi de muncă în folosul comunității nenică ca gunoierii. Ei bine, este o glumă foarte bună, dar nu se poate. Este sub demnitatea mea. Păi eu sunt o zână. Astăzi ești zâna Rosal. Adună-l pe Elvis de pe jos și treceți la treabă. Hai, mături, dați-i drumul, curățați toată aleea. Dacă dați mine, faceți ură de rasă. Fac cură de rasă dacă dau în tine? Ia să vedem, mai fac cură de rasă? Pune mâna și strângeți frunze. Nu seara, stimați telespectatori, dar de acum ne spun legătură directă cu dumneavoastră. Telespectatorii noștri fideli, sunteți foarte mulți ca în fiecare seară și în această seară alături de mine se află, bineînțeles, avocatul fără noimă, fără studii și fără diplomă, Luis Lazarus. Bună seara, domnule Lazarus. Bună seara. Da, înainte să vă prezint cea a doua invitată, o să vă prezint ratingurile noastre în această săptămână. Dacă puteți să vă dați numai puțin, domnul Lazarus, această zonă cu roșu este postul nostru de televiziune. Iată ce audiență uriașă. Apoi undeva foarte departe de noi se află Prima TV cu reality show-urile sale și mai departe ProTV, Antena 1 și așa mai departe. Posturi care deja nu mai contează în lupta cu noi. Cea a doua invitată în această seară este vorba de doamna Frosa. Bună seara, doamna Frosa. Domnișoară! Iată, sunt național, însă nu este doamnă, este domnișoară. Cum s-a întâmplat, doamnă? De ce te miri așa, mai, că m-am păstrat pentru noaptea nunții? Da, însă a fost eroina unui eveniment absolut senzațional și ieșit din comun. A fost răpită de extraterestri, doamnă, cum s-a întâmplat? Hai, domne, că astea-s vrăjel, domne. Cum să fie răpită de extraterestri? Asta e mâna americanilor, care n-au vrut să le fure rușii tehnologia, să o vândă în detail chinezilor, care să o vândă angro europenilor. Deci asta e mangleala. Iată, se pare că domnul Lazarus este sceptic. Noastră credeți, da, sceptic. Noastră credeți în extraterestri? Domnul Diaconescu, când a început nu credeam, dar după aia am început să mă uit la o TV. Senzațional. Doamnă, spuneți-ne cum a fost răpită? Cu farfurie zburătoare. Hai, domnule, că e vrăjeală, domnule. Da. Vrăjeală clară, e conspirația americanilor, a CIA-ului, da, KGB-ul, da, și Mossad. Haideți să mă miștim, domnule Lazarus. Vreau să ne spuneți ce s-a întâmplat după aceea, doamnă? După aceea am început să facă experiențe, adică experimente de-alea. Adică ce v-au făcut, doamnă? Nu mi-e maică, lor, ei pe ei au început să experimenteze. Adică ce au făcut anume? Au încercat să trăiesc o lună din pensia mea. Și ce s-a întâmplat, doamnă? Am murit toate. Mai puțin unul care m-a cerut în căsătorie. Dar probabil că acum avem un rating de 150% sau poate chiar mai mult, cu un share de 4.000. Băi, Dane, tu ești întreg la cap. Ce drag, mă, și eu și văd pe ăla, intră marțian eventual, marele extraterestru, chelios verde cu două antenuțe, costum de la ciudat și eventual și cu o floare în mână, cerând-o pe domnișoara de soție. Hai, bă, cerere. Asta a răpit-o pe Elodia. Publicitate.
În ciuda culorii pielii, în Bănel există un amant latin. După zecile de întâlniri ratate, iată-l la o nouă încercare. Să fie ea aleasa inimii lui. Ești ca întăcut așa de când prea. Păi ce să spun? Îți place fotbalul? Da, îmi place foarte mult. Și cu ce echipă ții? Bong. Cu CSM Tulcea. Bun asta. Nu, chiar țin cu CSM Tulcea. Ești din Tulcea? Nu. Dar nu prea ești zâmbăreață așa, adică nu prea zâmbești. Păi dacă n-am motive. Păi, să zic un banc, cu Nea Gigi, că moare Nea Gigi, știi? Și ajunge la poarta raiului și acolo ăla nu treabă. Zice, da, ce da, adică ce doresc eu, mai înțeles, ce doresc eu. Păi a făcut tortul popii, mai înțeles, și a venit să intru și eu aici, în raiul ăsta. Și păi, da, aici nu poți să intru oricine. Cine sunteți dumneavoastră? Adică cine sunt eu, mai înțeles? Adică cine sunt eu? Sunt George Becali, zdreață, vezi ce poți să faci. Ce da să vorbesc cu șeful, zice la Dumnezeu. Doamne, a venit unul, zice că îl cheamă George Becali. Păi n-are cum, mai înțeles, că George Becali sunt eu. Ce mâncă? Nu știu, nu m-am hotărât încă. A, știi pe aia cu dinamoviștii? De ce le zice la dinamoviști spartani? Că au 300 de oameni în tribune. Primești comenzi? Normal. Culcat! Dar nu ne-am hotărât încă. Dar tu așa când te uiți la televizor, la ce te uiți? Așa, iartă-mă că... La Vacanța Mare. Măi, băiatule, te văd cam palid. Ce ai pățit? Am avut un vis ciudat. Ia zi, măi, băiatule, că eu știu să ghicești în vise. Am visat un pieptene mare, fără așa, dinți, da, care fugărea o cămilă cu trei cocoașe. Nu cu două, cu trei. Trei? E semn rău, măi, băiatule, asta înseamnă că o să joci poker, o să pierzi bani mulți și o să te sinucizi după aceea. Eu nu joc poker. O să te sinucizi oricum ești afară tare, cum ai enervat, hai. Bună seara, dragii mei, iată, ne reîntâlnim cu Urania la o nouă emisiune cu o gică. Urania! O gică! Urania, dă-mi! Numere la 6 din 49, știu, nu ți le dau! Fă numele tatălui meu Dumnezeu să-l odihnească că era un mare jucător la loto! Dar ce era el, o gică? Tuberculos! Nu, n-ai înțeles cu ce se ocupa, ce făcea? Tușa! O gică, nu poți să trăiești din tușit! Nu, din asta a și murit! O gică, nu poți să mor din tușit, o gică! Dacă te ascunzi în dulapul amantei și te apucă tusea, mori! O gică, lasă-mă să-mi prezint emisiunea, hai, taie! Dragii mei, după cum vă spuneam, zodia caprei în această seară... Ți-am adus palincă! Nu, o gică, nu! Zodia caprei, dragii mei... Ți-am adus și un plic cu bani! Nu, o gică! Zodia caprei în această seară... Ți-am adus fasole ca să-ți dai în bob! Nu, o gică! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Bine! Spectator, după acest scurt intermețu absurd cu o gică, trecem la zodia caprei. În anul 1971, Sergiu Nicolaescu, marele regizor, actor, scenarist, etc., este în febra pregătirilor pentru primul lui film cu nemuritorul comisar Miclovan Moldovan. Nimic, absolut nimic. Toți neisprăviții mi-ai adus la casting. În calitate de asistent de regie al meu, trebuie să înțelegi că trebuie să studiezi fișa personajului. Ți-am cerut un borfaș, un dur. Și ce mi-ai adus? Maestri, mai sunt câțiva afară. Dacă vreți, mai încercăm. Poate, poate. Bine, cine urmează? Următorul! Bună ziua! Ăsta-i dur? Pișpirică, ăsta e borfaș. Dar poți să... Nu vezi ce față are? Tu ești actor? Da. În ce ai jucat? Am făcut foarte multe reclame. Reclamă la Eugenie, la șamponul Zica. Poate mă știți din reclama la ciocolata Pitic. Ciocolata Pitic te face voinic în orice împrejurare, la munte și la mare. Dacă ăsta are mocă de borfaș, eu sunt popă și n-are nici experiență. Știi textul? Da, l-am învățat, maestre.
dă-i drumul. Ai mandat, comisare? Domnule comisar. Ai mandat, domnule comisar. De data asta nu mi-a plăcut intonația. Ai mandat, comisare. Ești ca Botin, ca Piersic. Spune pe cine vrei să-ți aduci și-ți aduc pe oricine. Îl faci pe Dem Rădulescu acum, pe Semacal vreau, n-auzi? Păi cum să aud dacă mi-aș da cu palma în ureche? Pentru că vorbești ca Jean Constantin, de-aia, zi de la Semaca încolo. Domn Semaca, vă rog să vă credeți că nu v-am trădat. Am fost adus aici cu forța. Nu trece, domn Semaca, sunt eu lăscărică. Îl înnec în cum. De ce mă faci? Ce mă faci? Mi-e cunoscută vocea asta de undeva. Gata, știu. Sună-l pe Gheorghe Dinică. Ce faci, dobitocule? Suntem în 71. Nu mă scuzați. Dacă nu e în turneu. Bună seara, stimați spectatori, și bună seara, domnul Voiculescu. În această seară vom vorbi... În această seară nu vorbim, domnul Gâdea. În această seară ne dăm cu pumnii în cap, domnul Gâdea. Un drum prin orașul ăsta nu poate duce direct la Balamuc, domnul Gâdea. Dumneavoastră, cum ajungeți aici la studio, domnul Gâdea? Da, ajung cu liftul, că m-am mutat chiar în clădire ca să nu mai intru în trafic, aha, să evit să... Da, și mi-am luat un apartament aici, un trumplo lângă studio. Da. Yes, doamne. În ce țară, domnul Gâdea? În ce țară se mai strânge gunoiul cu președintele? În România, domnule. În ce oraș din Europa se mai claxonează până faci buba la ureche? București, domnul ăsta. În ce oraș din Uniunea Europeană, domnul Gâdea, atenție, Uniunea Europeană, am spus, domnul da. Gâdea, se taie 70% din suprafața verde și nimeni, dar nimeni, domnul Gâdea, da. Nu intră la genocid. În București, domnul. S-a schimbat numele capitalei, domnul Gâdea, greșiți, din București, în beton, ești. E atunci chemați miliția să aresteze poliția, vezi, doamne. De ce să chemă miliția, domnul Cristoiu? Arătați-mi și mie un mare jefuitor al Poliției Naționale care e în pușcărie și domnul Gâdea, nu, fiți atent, nu, nu, mă nu, duc nu. Eu și stau de vorba cu el. Nu, domnul ăsta, n-ai de să recunoaștem că am avut și politicieni cinstiți și politicieni generoși. Când? Haideți să acceptăm acest lucru. Când au zis că iau, au luat. Când au zis că dau, au zis, domnul Gâdea, am să vă arăt aici pe laptop, iată, secvența de la Festivalul Mondial al Fachirilor. Cunoașteți secvențele acolo, astea, domnul? Bineînțeles, domnul Gâdea. Ia uitați. Fachirii indieni au demonstrat că deschid gura și pot înghiți orice, orice, domnul Gâdea. Așa. Atenție mare, domnul Gâdea, orice. Da, domnul, marele premiu însă, și aici foarte mare atenție, domnul Gâdea, da, domnul. Marele premiu l-au luat românii care pot înghiți orice, domnul Gâdea, fără să deschidă gura. Iar dormiți pe banii lui Voiculescu, domnul. Iertați-mă, cred că m-a mușcat o muscățețe. Domnul Gâdea. Da. Știți cumva domnul Voiculescu a băgat banii pe card? Aseară. O seară bună, domnul Voiculescu! Și eu n-am blestemat, nu vreau să blestem, domnul Lazar. Dar să fie asta și mâine a dracului, spătea zi de fine, fie a dracului! Cine-și putea închipui vreodată să-i vadă pe zâna surprizelor și pe regele imitației îmbrăcați în gunoieri? Pentru că au aruncat gunoaiele unde nu trebuie, soții Bănică Marin Junior au fost condamnați la muncă în folosul comunității. Hai, baby! Atât că ne prinde noapte aici! Ștefan, eu nu pun mâna pisa aceștia! Baby, mănușile sunt la tine, baby, hai! Ștefan, mie miros, să vomit de la miros! Am ajuns gunoieri, Ștefan! Baby, gândește pozitiv, baby, nu suntem gunoieri! Uite, suntem funcționari! Suntem funcționari de gunoi, baby! Suntem operatori ecologici, baby! Ce zici, ha? Bă, gunoierilor! Bine, suntem gunoieri! Hai, baby, ia sacul ăsta, baby! Ștefan, nu pun mâna pisa! Rușinii. Baby, de avem spor de rușine. Rădulească. Mătrăcuca! Dar ce e, dragă? Nu mi-ai zis că te-ai apucat de curățenie generală. Dar ce e, dragă? Nu mi-ai spus că ți-ai pus botox? Da, mă rog. Vă știu, mi-a plăcut întotdeauna Eugeniile, înțelegi? Baby! Ia gunoaia, baby!
Nici vorba! Haideți, bă, că am diseară bilete la Ateneu. Pune mâna și ia gunoiul de jos. Hai, ia gunoiul, băi. Vrea cineva floricele? Nu, mă, sunt frumos. Nu, nici eu. Doamne, cum le potrivește Dumnezeu pe toate. Să vezi cum le potrivește agentul Stoica de la omucideri și violuri. Bine, nu eu le fac, eu doar le anchetez. Eu vă cunosc. Mă cunoști, da. Ce-i cu oamenii ăștia care strâng și ei gunoiul în folosul comunității, nenică? Ce-i cu ei? Foarte bine să strângă. Ia trei și tu, te amendezi în acest moment cu o zi de muncă în folosul comunității, nenică. Îmi pare rău, nu se poate, eu sunt scriitoare. Da? Ce-ai scris? Articole și o carte. O carte? Da. Aha. Cu una mai mult decât ai citit. Le potrivește Dumnezeu, nu-i așa? Hai, la hai, muncă. Treci la muncă. Hai, matracuca, parcă-i se spune. Hai, hai. Mă rog, pentru mine o experiență, nimic altceva. Hai, hai, urcă sus cu ea. Ce bine pare, nu? Hai, hai, ia măsura. Bună seara, București! Bună seara, România! Bună seara, fetelor! Andreea Esca și Mircea Solcanu. Vă prezintă știrile paranormale. Știrile care nu par, ci chiar sunt anormale. Știri interne. Președintele Traian Băsescu a recidivat. Astăzi el a smuls din nou un mobil din mâna unei reporterițe, după care, ca să se răzbune pe el, a sunat pe președintele Bush și l-a ținut 2 ore la telefon, conform relatărilor martorilor oculari. Hai, fată, tu vorbești serios? Știri mondene, adică alea care îmi plac mie. O pană de cur... O pană de curent, scuze. O pană de curent produsă într-un cunoscut hipermarket din București a dus la sechestrarea 6 persoane. Este vorba de 4 bărbați blocați într-un lift. Și 2 persoane de sex feminin, este vorba de Simona Senzual și Diana Munteanu, rămase blocate pe scara rulantă. Ghici, unde mi-ar fi plăcut mie să rămân blocată? Nu-mi spune în lift. Normal, unde sunt bărbați? Hop! Și Mircea Solcanu. Din fericire, tu nu ești blondă. Da. Să trecem la știrile din sport. Îți place fotbalul, Mircea? În fiecare weekend joc cu prietenele mele. Pe ce post? Fundaș normal. Eram sigur. După mulți ani, echipa națională de fotbal a României va participa la o competiție internațională de fotbal. Este vorba de campionatul mondial destinat persoanelor cu dizabilități. Iată componența echipei naționale. În poartă, o logo. Fundaș, Chiocu, Slutu, Buzatu, Ciungu. La mijloc, Ocroșii, Bălosu, Bâlbă și Dușatu. În atac, Surdu și Mutu. Antrenor, Gigi Becali. Acestea au fost știrile paranormale din seara aceasta. Andreea Esca și Mircea Solcanu. Vă urează noapte bună. Spuneți nu drogurilor și la revedere, fetelor. Hai cu cafe și vin. Bun găsit, stimați telespectatori, sunt avocatul Luis Lazarus, dar și reporterul de excepție, dar și de investigații. După cum vedeți, în această seară la Dan Diaconescu, din păcate domnul Dan Diaconescu nu este prezent, el este plecat pe teren pentru a realiza cel de-al 55-lea episod în cazul Elodie Ghinescu. După cum vedeți, ne-am mai schimbat pe aici, am mai luat 2 fotolii și o canapea în garsoniera noastră de aici, de la Piața Romană. De asemenea, după cum puteți vedea, am în dreapta mea 2 bătrânele simpatice, dar și în stânga mea o altă bătrânică mai tânără și la fel de simpatică. Bătrânica din stânga mea este acuzată de bătrânicile din dreapta mea, cum că bătrânica din stânga mea l-ar fi omorât pe fratele celor 2 bătrânici din dreapta mea. Și mie mi se pare ceva suspect în acest caz, un caz care va fi probabil de răsunet, mai ceva decât cazul Elodiei Ghinescu. E ceva putred în Danemarca. În Suedia! De ce în Suedia? Acolo vrea să plece cu averea Siria ea! Siria, dragă, e din curva asta și mâine! Care este alcoolică de băutură? E alcoolică de băutură, Siria, dragă! Pe ce vă bazați când afirmați? Domnul Lazarus! Eu sunt o femeie, Lazarus, eu sunt femeie credincioasă și țin toate posturile soarei martora. Nu ține niciun post. Eu nu știu cum e tu, a dracu, cum mă dat să-și mâini când nu țin eu toate posturile, știi? Stai, soră, stai, sorolea. Și eu n-am blestemat și nici nu vreau să blestem, domnul Lazarus. Dar să fie asta și mâine a dracului sfânta zi de vinere, firea dracului. Ia-o, 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 ia-o. Păi ce-ai făcut, soră? Ai spus că ai fier fasolea. Am dat doar clopă de 3 ori firea la dracului de fasole. Este o atmosferă suspectă aici la noi, la Dan Diaconescu. O să rog regia de emisie, dar și regia de montaj să deschidă cele 3 ferestre suspecte. Dacă aveți pregătit un calup de publicitate, eu aș ieși afară puțin la aer. N-aveți. Un calup de săpun. Continuăm emisiunea noastră. Da, pieruca jos! Da, pieruca jos! Da, pieruca jos!
Te vad o țară întreagă că ești chiar de băutură de alcool. Ia spirit, domnule! Ia spirit, firea dracu de corbă! Exact! Pe ce trece vă bazați spiritul, până? Nu mai trece până pâine! N-am văzut-o, Cornelia, de două luni la pâine! De două luni! Nu-mi faci firea dracu de corbă dracu! Asta-i și pâine! Ești mota! Baga bantul! Hai noroc, mă ține domnul Lazarus! De ce vă bazați când afirmați că fratele dumneavoastră a fost omorât de această tânără suspectă? Că e o curvă! Ea știa că vroia să lase casa fi numele ei așa. Stai, ce-a spățit? Aolea! Domnul Lazar, lăsați-le, domne, că să prefac astea. Păi ați mai văzut drag mort? N-am mai văzut. Aolea, ce-a spune? Aolea! Corvă care ești, o corvă! Corvă astea și mâine! Comata! Da. Tu bagabond! Stai, soară! Ia! Arată-i lui domnul Lazarus cum l-au omorât iachirea dracu pe fratele nostru! Domnul Lazarus! Haideți să vedem dovezile clare. Da. Ați fost de față acolo? Când? N-am fost de față, dar mi s-a arătat în vis în sfânta zi de miercuri. Vă rog să puneți acolo pe ecran regia cum că i s-a arătat în vis. Așa. Puteți face o reconstituire. Era fratele meu! Costic! Era în curte acolo la noi, la casă, la curte, și scuipa pe jos. De ce scuipa pe jos? De la plămâni, că fuma mult. Aveți dovezi că fuma mult? Și spune, tu, bagabot, ridice, s-a repezit atunci așa. Cum? A luat o somacină în pomul, de așa o măcină acum și l-a strâns de gât. Stai, soară, ce faci, soară? Iar lui domnul Lazarus, cum l-a omorât curva pe fratele Costică. Arată-mă aici, mă, dar rând. Dar rând, din cauza lui curva, tinere. Haideți să ne calmăm puțin. Auzi, soară! Ce? Bate clopote la Sfântul Nectarie! E sărbătoare, soară! Ce sărbătoare să spui capăt? E cu crucea roșie! Doamne, ajut! Miria dracului de curba! Uite-mi e curba! Uite-mi e curba! Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție Te crezi mai prost? Emisiunea care lansează, mă rog, care propune concurenților noștri o întrebare. Te crezi mai prost decât un repetent de clasa întâi? S-a sunat. E pauză. În această seară, asistenta mea este nimeni alta decât repetenta notorie, Cristina. Bună seara, Cristina! Mai bine repetentă decât incoerentă. Bine zis! Concurentul în această seară este un om pe care l-ați cunoscut adineori prin această intervenție intempestivă, un om despre care nu se poate spune că n-a făcut vreo brânză în viața sa, domnilor și domnilor, George Becali. Brânză, nu? Brânză. Bă, băiatule, ai noroc că te cheamă Virgil, că ai numele lui Văr, eu. Virgil, m-ai înțeles? Da, eu vreau să te întreb așa, ca de la om la om. M-ai înțeles? Tu l-ai cunoscut vreodată pe Smărădescu personal, așa? N-am avut onoarea. Păi, vezi că s-ar putea să o iei dacă nu pui întrebări cum trebuie. Domnule Becali, la noi întrebările nu sunt aranjate, ele sunt din manualele de clasele 1 până la clasa 5. Vă rog să alegeți un domeniu. Literatura română. Am avut 10 pe linie. Clasa de ce? 4. De ce? Plăceau mie manualele alea de literatura română, ieșeau niște cornete de făile alea, pac, pac, toată încăperea s-a umblat de cornete. Iată întrebarea. Care este numele personajului dintr-o novelă a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, celebru pentru zgârcenia sa? Zgârcenia sa, George Copos. Dacă e de zgârcit, dacă ia foc casa, dă Biblia pompieri. Pac, pac, îmi pare rău, nu acesta este răspunsul corect, Cristina? Răspunsul corect e Hagi Tudose. Perfect. Hagi Tudose? Da. Hagi Tudose. Hagi Tudose, nu? Poți să întreb și eu publicul. Vă rog. Zbărădățului, ia vină tu puțin în pace. Băieții ăștia vorbesc aici de aroganțe, de Hagi Tudose, fac ei aroganțe cu Hagi Tudose. Vreau să spui și mie, tu așa ai auzit de Hagi Tudose ăsta? Hagi Tudose... Simplu. E personajul principal din novela cu același titlu de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care era atât de zgârcit încât a fost comparat cu Harpagon din piesa lui Molière, piesa Avarul, dar era și ăla un mare dramaturg. Destul! Ești amara. Francez. Și ești bre, ce faci așa? Domnule Becali, sper că v-ați convins, Cristina. Te rog să alegi următorul... Domeniu. Domeniu. Limba română, clasa a 5-a. Limba română, clasa a 5-a. Iată întrebarea. Bagă. Cum se numește persoana care a fost să se închine la locurile sfinte? George Becali, pe cine? Domnule Becali, răspunsul nu este un substantiv propriu, ci unul comun. Comun? Păi comun! Mai comun de atâta ce vrei. Eu sunt ieșit în comun. Păi cine mai merge să pupe icoane? Biserici, mănăstiri, muntele, luat toți locuri sfinte,
De la Ierusalim, totuși, de la Buzele totuși, Luatul, totuși, 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 nu acesta este răspunsul corect. Cristina. Persoana care a fost să se închine la locurile sfinte se numește Hagiu. Perfect. Hagiu? Da. Hagiu, nu? Da. Hagiu. Poți să întreb și eu public? Vă rog. Zbărătescule, ia mai bine tu odată în pace, mai înțeles. Băi, ăștia vorbesc aici de Hagiu, Hagiu, Hagiu în sus. Hagiu? Da. Adică persoana care a fost să închine la locurile sfinte? Ieși afară, zdrențu, care e zdrență. Aici mi-e aroganță aici. Cristina, te rog să pui ultima întrebare. Nena Becali, o să vă pun o întrebare din fotbal. Abia aștept. Cine este considerat cel mai bun jucător al tuturor timpurilor? Dobrin. Nu e Dobrin, e de la Steaua. Rădoi. A fost la Steaua înainte de 89. Piciurcă. Este considerat cel mai important om din istoria Stelei. George Becali. Nu e corect. Nu e corect. Adică nu e corect George Becali. Poți să întreb publicul? Mă rog. Bărădescule, ia mai bine o dată cu pace. După părerea ta așa, care e cel mai important om din istoria clubului Steaua, după părerea ta așa? E simplu. Păi, Mata, ești un foarte mare om din istoria celebre. Ai văzut Zdrențu? Da, bre, da, acum... Bine, nu vreau să te super pe mine, știi, o țară întreagă, un mapamond întreg, știi, e bre. Probabil mi-a dat o căruță de bani, dar asta e vorba. Cel mai mare și cel mai mare... Toată lumea știe că a fost Gică Hagi. Ieși afară, Zdrențu! Ieși afară! Gata, s-a încheiat emisiunea. Domnule Becali, ați pierdut concursul nostru, trebuie să vă uitați în cameră și să spuneți ce anume. Mă uit la două camere când vreau eu, mai înțeles? Deci am pierdut concursul de câștig pe partea înaltă. Câștig 100.000 de euro pe zi, numai de dobăzi și cumpăr toate televiziunile și pe iarțul schimb pac-pac și îl pun eu pe Băneli Colința să încerc să prezint pe emisiuni, că e mai necă la zici, că așa vreau eu, și cumpăr toate băncile cu toți copiii din ele și pe Smărădești și pe toți ianți și, pe... și cu asta basta. Gata, hai, publicitate. Cu asta basta. Merge, fată, travă. Vedeți, fată, că merge. Hai, fată, zi. Hai că încep. Bună seara, fată. Bună seara, fată. Sunt Simona Senzual. Și Diana Munteanu. Nu, fată, nu și Diana Munteanu. Eu sunt Simona Senzual, atât. Fată, eu sunt Diana Munteanu. E bună. Așa, noi suntem aici ca să vă prezentăm o rețetă culinară de mâncare, friptură de porc cu varză călită. Fată, nu mai spune fată așa, se spune așa. Dar cu fată? Fată, se spune friptură de porc pe varză păcălită, fată. Mă, nu, fată, nu știu, mă, zăpăcit de greș. Nu știu cu rețetele astea, cu porc, cu varză. Uite-te în cartea aia de bucate. Da, fată, hai să ne uităm în cartea asta de bucate, hai să vedem. Ia citește acolo, ce zice? Uite, fată, stai așa. Zi. Ele... Ele... Fată? Fată, ce înseamnă asta? Ele curpar scarcaină. Fată. Fată, nu știi să citești, dă-mi face. Mă, uite că citesc eu. Detectiv, ep, con... Fată, ce-i asta, fată? Nu știu, fată. Fata asta e limbi străine, e fată. E codat, fată. E de la arabice, lasă-o, fată, dă-o încolo, că nu știu ce facem de râs, dar ce noi nu putem fără carte, avem carne, avem putem. Două verze, na. Care două verze, fată, că e una singură. Fată, și cu tine două. Hai că e bună. Da. Ce facem, fată, trebuie să tăiem carnea fată, asta cumva, da, fată, ia uite. Să facem cu asta, fată. Fată, ce faci, fată, cu asta? Fată, tai carne, fată. Nu cu asta, fată, unde ți-a fost capul, cu da. Asta? Băi, de ce nu spui fata asta greșea, fata? Mă, vede și lumea. Pune aici carnea pe data de lemn. Auzi? Ai luat din aia, cum îi zice, răzătoare? Da, fata, am luat. Cum ai, dă-mi coace. Uite-o, fată, ia uite. Ce faci, fată, cu asta? Cum, fată, asta e răzătoarea. Fată, ce? Tu ai gelatină, ce ai? Răzătoare, nu răzătoare. Asta e de la cronc, de la care mănâncă varza mea. Nu asta, e trebuie să radă. Păi de ce n-ai spus, fată, așa că luăm și un aparat de ras? Aoleu, hai că ai noroc. Am eu un... Fată, bine că ai că greșeam, hai, fată, să ne apucăm de treabă. De tai acolo. Asta ai pilat destul? Cred că da, nu știu cât e de ajuns. Fata, să facem pachetări cu carne după aia. Și cu varză, că-s bune. Domnilor și domnilor! În această seară veți vedea o luptă cu o adevărat sălbatică! După ce le-a legat ca un nebun!
Păi din ordinul meu, bineînțeles, astăzi a venit momentul ca zdreața de mânel să ia la papacioacă, pac, pac, de așa. În colțul din dreapta se luptă la categoria bulldoze, Cătălin îl rupe în două, Smara Nesco! În colțul din stânga! În colțul din stânga, în colțul din stânga, zdreața de mânel, pac, pac. Vă lasă, bre, femeia să mă prezinte, ce? Ce să te prezinte, doamnelor și domnilor? În colțul din stânga, la local combat, la categoria zdreanță, care el zdreanță, Bănel Nicoliță, care o să ia direct în față. Asta e bătaie de joc, vrei? Asta e bătaie, înseamnă că nu știi ce urmează. Ce a luat vreodată rapidul spre Constanța? Nu, de ce? Vezi că prima stație e lumea viselor. Mamă! Mă tur cu el pe aici, mai înțeles? Să-l faci de spital, pac, pac. O să mă tur cu el pe jos, bre. Dar ce se bă, mopul tău? Hai, vedem noi. Ți-l bag în spital pe ăsta, vrea să mă duc de acum rezervă de spital. Bine, mă nefezi dreanțul ăsta aici, doamnelor și domnilor. Nu te crezi, bre, la local combat, du-i? La local combat și sunt. Urmează o singură regulă. Nu există nicio regulă. Hai! Pe-i capul la zdreanță. N-am vrut! Am vrut să te sperii, spă... Ioana! Ioana, trece aici! Nu, spărere! Nu, spărere! Ce mai mă nebunile, mă gâtii! Nu! Nu! Verdescu! Nu! De Gigi! De Gigi! Ce faci, Dobitocule? L-ai pușcat pe Zvărădescu? Decât să plângă mama, mai bine să plângă măsa, na? Na, Gigi! Glonțul s-a lovit în crucea de la Matavre. Glonțul de aia, păi dacă e crucea de la mine, normal că s-a lupt. Băi, exact ca filmele americane proaste, bă. Final fericit, pac, spune pac. Spune-mi, iartă-mă. Ce să spune să mă ierte? Te rog în suflet, spune să mă ierte. Iartă dacă vrea el, mai înțeles. Ar fi nu-mi pace, ce să mai gata. Mă iertați. Ai vrut să mă omor, nebunule? Băi, cine mai păzea, mă, până Gigi? Da. And you, Oscar goes to Cătălin Zbărădescu. Este rândul tău, băi, tu cu cine ține sunt? Eu țin cu dreptate, băi. Are dreptate. Cu dreptatea? Da, băi. Foarte bine, atunci dreptatea să spere fie ciorabi și chiloții fiecare zi. Nu pot să cred, îi speri chiloții. Hai la. Fata, ce mă bucur că ai zis. Dragii mei, vom fi martorii unui eveniment unic în istoria televiziunii. Diana Munteanu îi ia un interviu Laurei Andreșan. Am ajuns la mine, fată, și Blaș, știi? Așa. Eu am? Pune și tu un pic. Așa, fată. Gata, fată? Zi, fată, putem să dăm drumul? Dă-și tu din cap, zi ceva. Așa, fată. Bună ziua, fată! Azi o avem alături de noi pe o super, super trans fans invitată, care și pe Val, care s-a întors într-o super străinătate. Vine alături de noi astăzi doamna Laura Andreșan. Domnișoară. Scuze, domnișoara Andreșan. Haura. Domnișoara Aura Andreșan. Haura. Fata, nu înțeleg, fata, nimic, ai Maura, Gaura, Haura, cine, că nu înțeleg. E Haura, cu H de la L.
ți fac așa, deci ea crede noi, domnișoara Haura, cu cât de la lui. Fata, am auzit că de curând ai întors dintr-un super, super festival, super trans fancy, de striptease, fata. Cum a fost, fata? Povestește-mi și noi, suntem curioase. Da, am făcut striptease politic. Super tare, fata! Și cum s-a desfășurat, fata, concursul? Purtam în față așa o eșarfă pe care scria mare, România. Fata, tu ești și patriotă, beton, da, super trendy. Sunt, eu îmi iubesc poporul, tot. Foarte tare, pe tot, fata? Pe tot, absolut tot. Fata, super tare. Și mai departe, cum a fost? Mi-am dat bluza jos pe care scria Parcul Bordei și Cimitirul Pipera. Așa, și mai departe? După care am început cu sutienul pe care scria Semănătoarea și Deb. Super tare, fata, și cum ai făcut, fata, cu chiloții? Că pe tanga e greu, că n-ai loc să scrie așa. Da, nu am purtat tanga, am purtat niște budigă XXXXL. Super tare. Pe care scria telefoane, cablu, Castelul Bran, Apa Vechea și jos acolo, știm noi fetele, unde scria Valea Jiului. Super tare, fata! Și am auzit că ai luat premiul cel mare, fata, spune, e adevărat? Da, e adevărat. Am luat premiul cel mare de la un domn foarte, foarte drăguț. Cine era fata? Omar Haisam. Super tare, fata, ce ne spune Nona. Ce e fata? Ce fată, ce-mi faci? Cum fata n-a avut fată baterie? Ești nebună la creierii capului? Pot să cred, eu nu mai trag încă una, stai, să fie fată, clar, stai, fată, e frig, mi-e place la cald. Te rog eu pentru mine, hai mai facem o dată. Bine, haide. Schimbă am așa. Ruj. Hai fata, hai, stai. Fată, super tare strungăreața, ai pe bune. Gata? Bună ziua, fată, o avem alături de noi pe o super, super, super tare invitată și super cunoscută. Este alături de noi doamna Laura Andreșan. Domnișoară. Fata, scuză-mă, era în greșit. Hai, fata, să mai luăm o dată. Așa cum Don Quixote îl avea pe Sancho Panza, așa l-are Becali pe Bănel. Nu trebuie să mă mai chei la nicio discuție, am venit singur. Brânea Gigi, am cunoscut o fată. Curvă săraia iar. Doamne, bre, că dacă e după Mata și Romeo cu Julieta, tot aia făceau. Păi Brânea asta Gigi, făceau. Brânea Gigi, nu râde. Păi nu râd. Nu Mata, bre, ea nu râde, bre. A, nu râde? Niciodată, bre. Niciun zâmbet așa? Bre, nimic, bre. Ca soldația de la Palatul Buckingham. Bre, exact ca aia, bre, am spus, bancuri, snoave, glume, orice, nu râde, bre, nu râde. Păi dacă n-ai haz, bă, băiatu, bre, atât te uiți pe internet la bancurile alea proaste. Pe când eu sunt o fântână de zâmbete, mai înțeles, de comedie. George Mihaiță la teatru de comedie, mic copil, mai înțeles. Adu la mine și o fac eu să râdă. Bine, bre. Vino, măi, mândruță, vino la portiță. Ei, dă mama mea. Nea Gigi, necaz mare, bre. Ne-ar găsa la căzut și-a rupt gâtul. Să vedem cum se va descurca Ștefan între divele certărețe, Mihaela și Andreea. Băi, te rog în suflet, nu-mi cap lângă tine, te-ai îngreșat, lasă-mă să stau lângă ea. Nu stai lângă matra cucă! Doamne, cred că n-am fost într-o situație mai penibilă decât atunci când m-au pozat ăștia cu bigudiuri. Ștefan? Matra cucă e rândul tău să iei sapă. Baby, nu mai baby, nu mai suport. Baby, este rândul tău. Este rândul tău, băi, băi. Dar cu cine ține simțitul? Eu țin cu dreptate, băi. Are dreptate. Cu dreptatea? Da, băi. Foarte bine, atunci dreptatea să spere ție ciorabii și chiloții în fiecare zi. Nu pot să cred, îi speri chiloții, doamne, iartă-mă, n-am făcut niciodată chestia asta când l-am avut de bărbat. Dar tu ce făceai, dragă? Și spăla singur, normal. What? Și spăla singur, Ștefani? Băi, băi, putem să nu mai vorbim despre mine, te rog mult. Adeu, luați dracu' o dată sacul, mergem o dată acasă. Nu, nu că mă enervez, cu orice are o limită, dar ce ceară manie din viața mea tale, bre, a? Stai acolo pe scaun și vârzi covricul ăla din volan toată ziua și noi facem muncă grea. Dom'le, tăiești cu neoră, sunt șoferul, ciocul mic. Și te uiți, ca broască la barieră, pune-mi la prin sac și hai. Dar nu e rândul meu, baby! Ia sacul!
Și fă Vini și alargă după mașină că ai pus burtică. Baby, nu faci asta, baby. Uite, rog din suflet, nu faci asta. Mâna Birjar! Baby, nu. Vă rog din suflet. Baby, nu. Baby. Una alta, eu vă spun să rămână alături de noi, de Luis Lozarus, poate. Bună seara, românești, bună seara. Ia sacul, baby! Ia sacul! Păi stai, soară, că m-am blocat aceea! Zodia Capri e influență balcanică. Păi, soară! Ia rălu! Hai, ia sacul ăsta. Lasă-l repede, stai! Bună seara, București, bună seara, România! Baby, gândește pozitiv, baby! Riscă-l pe ăsta, fii atent, da? Logica nu se moare din tuse! Dacă ești ascuns în amantul dulapului...